bună ziua! Nu vă supărați! De ce protestați? De ce sunteți nemulțumiți și ce revendicări aveți? Sunt supărat, mâncați-aș familia ta că s-a închis teatrele, că câtă sămânță poți să scrii numai în parc. Am și o nevoie de o mochetă fină să scrii, altfel se vede pe roșu. Bun, dar de ce ați vandalizat aparatele de snacks-uri de aici? Care, doamnă, că n-am fost eu să nebunesc? Păi cum, alea din colț, alea lovite cu cărămizi? Aaa, alea! Am crezut că e tot numai de cărți să moară sufletul meu și îmi plânge inima după o carte să mă citesc și eu, că n-am știut nimic de când cu pandemia asta, să mor eu. De când cu pandemia și ultimii 22 de ani de viață, nimic. Cărți? Și ce cărți citiți, de exemplu? Ultimele cărți pe care le-am citit, ultimele a fost O chintă royală, dar de fapt a fost bluff că am jucat cu geanii ăsta lui Combinezon. Și ăsta e prost, nu știe să joace și l-am fără fraier făcut, am 4 milioane luat. Nu, domnule, mă refer la ce cărți ați citit în ultima vreme. Cum dracu zice, mă, la cartea de amistă ultima oară? Așa, se cheamă Cum să protestezi pașnic cu borduri în mână sau un cap la jandarmerie. Domnule, dar nu vă este frică de consecințe dacă loviți pe cineva? Păi ce dacă îi dau un cap cu bordura, că e de aia de la biserică, e bor dură. E bor făcută de biserică și dură ca să spargă capul cu ea. Păi și cum? Distrugeți așa spațiu public? Nu, doamne, că de asta e făcut, nu distrugem spațiu public. Ăsta e scopul lui. Că de asta s-a făcut așa de multe rânduri de borduri în anii ăștia trecuți. Că dacă e de scandal, să avem noi cu ce apucat să aruncăm în ele. Că este și aici și un cămin de nefamiliți făcut tot din bordură. Dar nu vă gândiți că dacă o să protestați violent, o să înstrăinați niște oameni care vor să protesteze pașnic și chiar au cereri către guvern? Ce e la guvern? Florcico! Florcico! Să moară familia mea! Vino, fă-mi cu nebună! Vino cu te apar la televizor, ești nebună! Apare mai aici pe TikTok la tine! Vino, fă nebună încoa! Vino cu ceva cu nebună! Unde mă să vii? Domnule Iohannis! Veniți aici, în mijlocul mulțimii! Și calmați protestul! Florcica dansatoră vine cu tot fanciorul la ușă de apar! TikTok! Și mă sparge! Hai, Floricica! Hai, Floricica! Vă dansez, mă! Pace! E cu noi, fă! Da, am văzut că ați spart vitrinele. E ce altceva ați mai spart? E, cum ce-am spart? Am spart semințe, îți dai seama că a luat vărul Geni o pungă de 4 kg. A devenit Natline sponsor oficial al protestelor, să mă rămâne dacă nu tot proteste se face de acum încolo. Păi și cu pietrele așa s-a aruncat în oameni? Doamnă, sincer să fiu, eu sunt sportiv și când am auzit că se închide să le dai seama, m-am gândit, bă, trebuie să mai exersez aici din număr, aruncatul cu suliță, aruncatul cu cărămida, aruncatul cu... Da, am fost la Olimpiadă, la... în străinătate. Bun, am înțeles. Ce altceva ați dori să mai comunicați poporului? Da, vreau să mai zic așa, frații mei, fiți atenți. Mâine seară, mâncava-și sufletul, să moară familia mea, vreau să protestăm lângă mor, că am văzut într-o vitrină o pereche de pantaloni roșii așa cu glezniuța, bă, știi cum merge cu papucii ăștia de amfărat în seara asta, bă, perfect, bă, perfect. Deci să moară măsa, cine a zis că ne facem oameni la protest, adevărat a zis, hai, vă pe fratele vostru, mâncați-aș, Snickers-ul ăla e meu!